Trotinetele electrice reprezintă o alternativă mult mai sănătoasă atât pentru cei care le folosesc, cât și pentru mediul înconjurător. Însă, cei care le utilizează trebuie să cunoască foarte bine legislația în vigoare pentru a nu fi sancționați. Astfel, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență 13 din 2020, trotinetele electrice pot fi conduse doar de către cei care au cel puțin 14 ani, iar tinerii care nu au împlinit încă 16 ani trebuie să poarte cască de protecție. Trotinetele electrice vor putea fi folosite doar pe pistele de bicicletă, iar dacă ele nu există, vor putea fi folosite doar pe drumurile din orașe, din moment ce codul rutier stabilește în prezent că acestea se pot deplasa numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 de km pe oră. Se interzice transportul pasagerilor pe trotinetele electrice. Este interzisă de asemenea circulația trotinetelor electrice pe trotuar. Acestea pot fi conduse numai pe pista de biciclete sau, în lipsa lor, pe sectoarele de drum, unde viteza maximă admisă de lege pentru circulația vehiculelor este de 50 de km pe oră. Trotinetele electrice pot fi conduse numai pe un singur rând atunci când se circulă pe drumurile publice, iar conducătorii de trotinete electrice au obligația de a avea asupra lor actul de identitate. Utilizatorii de trotinete electrice sunt obligați să se deplaseze pe lângă ea atunci când schimbă direcția de mers. În plus, este interzisă circulația cu trotineta electrică fără a menține contactul cu solul. Dacă o bicicletă sau trotinetă electrică circulă pe o pistă pentru biciclete, șoferii care se intersectează cu pista, virând spre stânga sau spre dreapta, trebuie să dea prioritate conducătorilor de astfel de vehicule, iar trotineta și conducătorul acesteia trebuie să fie echipați corespunzător. Pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă cel puțin 14 ani împliniți. În ceea ce privește condițiile tehnice pentru trotinetele electrice, acestea trebuie să fie dotate cu un sistem adecvat funcțional de direcție, respectiv cu un dispozitiv de frânare eficace și să fie dotate cu sisteme de avertizare sonoră, echipate pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, cu lumini și cu cel puțin un dispozitiv fluorescent reflectorizant. Nerespectarea normelor privind circulația trotinetelor electrice constituie contravenție și se sancționează cu o amendă prevăzută în clasa a treia de sancțiuni, respectiv de la 6 la 8 puncte amendă. La valoarea actuală a punctului de amendă, acest lucru înseamnă amenzi între 870 și 1160 de lei.